Cel care a văzut cum s-a întâmplat totul a fost un alt șofer care a sunat imediat la 112. O ambulanță și un echipaj de la Smurd au ajuns la locul accidentului. Toți cei trei ocupanți ai mașinii erau conștienți, dar vizibil afectați de impactul violent cu bordura, apoi cu glisierele. Fata de 11 ani, care stătea pe bancheta din spate, a făcut un atac de panică și a fost nevoie de echipajul de medici ca să o calmeze. De îngrijiri medicale a avut nevoie și mama ei, care a fost lovită la coloană și la cap și a fost dusă la spital. A luat-o pe femeia care se uita de coloană. Era și un copil în mașină? În Smurd era un copil. La care a fost în mașină accidentată? Da. Se uita de coloană femeia? Femeia se uita de coloană. Da, se întâmplă des astfel de accidente aici? Aici, în curba asta, da. Impactul cu glisierele a fost atât de violent încât motorul mașinii a luat foc, însă din fericire un alt șofer a observat flacăra, a pus mâna pe extintor și a îndepărtat pericolul. A apărut o flacără la motor, i-am luat extintorul din portbagaj, l-am stins, i-am luat borna de la mașină. Șoferul de 64 de ani a suferit răni ușoare, însă a acuzat dureri. El a fost urcat în ambulanță unde i s-au acordat îngrijiri medicale.